Aflate la cea de-a 12-a ediție, Zilele orașului Călan au avut loc în weekend, iar miile de oameni care au participat la eveniment au avut motive de bucurie. Cei mai îndrăgiți artiști hunedoreni de folclor au susținut recitaluri în centrul orașului, iar sărbătoarea a fost dedicată și copiilor și tinerilor cu rezultate deosebite. Premianții Zilelor orașului Călan au fost 10 de elevi și tineri cu rezultate școlare deosebite și cu premii la concursurile și olimpiadele la care au participat. Duminică, în aplauzele publicului care a ocupat centrul orașului Călan, ei au fost invitați să urce pe scenă alături de primarul Adrian Iovănesc pentru a fi felicitați și recompensați. Ei au fost cei care au dat motive de mândrie și bucurie locuitorilor Călanului, o localitate care a sărbătorit 55 de ani de când a devenit oraș și 629 de ani de la prima sa atestare documentară. Tinerii premianței Călanului, profesorii și îndrumătorii lor au fost recompensați cu diplome și premii în bani, în funcție de rezultatele obținute. Momentul a precedat spectacolul folcloric, care a strâns în centrul orașului un public numeros. Bucur ca în fiecare an că atâta de multă lume participă, aflându-ne la cea de-a 12-a ediție a Zilelor orașului Călan. Pune încă o ediție reușită, încă o bucurie pentru oamenii acestui oraș care se merită din plin. Ca de fiecare dată am avut manifestări sportive, am avut un simpozion cultural legat de istoria orașului Călan, iar în zilele de sâmbătă și duminică, un colaj de muzică populară și muzică ușoară, pe care îl încheiem în această seară cu formația Vanc, care sper să le satisfacă cerințele atâtor oameni prezenți astăzi aici. Cu această ocazie îmi permit să le doresc cetățenilor orașului Călan și satelor apărțănitoare multă sănătate, să aibă parte numai de bine și noi, în același timp, să avem parte în fiecare an de ediții cât mai reușite ale acestei sărbători. Sărbările de la Călan au debutat sâmbătă dimineața cu un simpozion științific dedicat istoriei orașului. Evenimentul a avut loc în sala de conferințe din clădirea Parcului Industrial inaugurat în acest an la Călan. Seara, pe scena amenajată în centrul orașului, au avut loc demonstrații de arte marțiale și gimnastică aerobică. Ziua de sâmbătă au continuat cu câteva ore dedicate muzicii populare. Au susținut recitaluri Florica Zaha, Felicia Stoian, Daniel Rusalin, Maria Coman, Ovidiu Olari, Lavinia Zelnian, dar și alți artiști îndrăgiți ai hunedorenilor. Seara a fost dedicată muzicii pop, iar pe scenă au urcat doi dintre membrii cunoscutei trupe Lala Band, Alina Eremia și Liviu Teodorescu. Duminică, distracția a continuat cu evenimente sportive și un concert de muzică de promenadă cu fanfara Călan. Seara, oaspeții Zilelor orașului Călan au fost invitați la un recital de folclor al artiștilor Nicu Novac, Vasile Coca, Maria Loga, Mariana și Adrian Angel, Cristian Fodor, Mariana Suciu și ansamblul Sălășana, iar în finalul serii a concertat formația Vanc. Zilele orașului Călan s-au aflat la cea de-a 12-a ediție, evenimentul fiind organizat de Primăria orașului Călan și Consiliul Local Călan.